Ne-am trezit din hibernare și am strigat cât am putut, sus cu tare, jos cu tare, și cu asta ce-am făcut. Am dorit cu micul mare și am luptat cum am știut să avem nouă guvernare, și cu asta ce-am făcut. Că mai bine să ne fie, ne-a crescut salariul brut, dar trăim în sărăcie, și cu asta ce-am făcut. Iar corupția, ia corupția amploare, cum nici când nu s-a văzut, scoatem totul la vânzare, și cu asta ce-am făcut. Pentru a câștiga o pâine, mulți o iau de la început, rătăcesc prin țări străine, și cu asta ce-am făcut. Traversăm ani grei cu crize, leul iar a decăzut, cresc într-una taxe, accize, și cu asta ce-am făcut. Totul este ca înainte, de belele n-am trecut, se trasforile se minte, și cu asta ce-am făcut. Se urzesc pe ascuns vendete, cum nici când nu s-a văzut, țara e plină de vedete, și cu asta ce-am făcut. Pleacă ai voștri, vin ai noștri, e sloganul cunoscut, iarăși am votat ca proști, și cu asta ce-am făcut. Da, Constantin Tănase, interpretarea lui este absolut excepțională, dar e ce a scris, cred că acum 70-80 de ani, e la fel de actual. O emisiune în două părți. În prima sa parte vom discuta despre Muzeul Țăranului Român, un subiect drag mie. În partea a doua, Marian Munteanu, antropolog, vine să comenteze, să analizeze ce se întâmplă pe scena politică. Fostul lider din, sau liderul pieței universității, că nu e fost lider, liderul pieței universității din anii 90, se întoarce în studiourile la Lev News, la Marius Tucășou. În prima parte, domnul Virgil Nițulescu este directorul Muzeului Țăranului Român. Bună seara! Bună seara! Mă bucur că sunteți aici. Și eu. Vreau să le spuneți celor care ne urmăresc ce înseamnă astăzi Muzeul Țăranului Român. O instituție veche din 1906 și mereu actuală, tot din 1906. Asta este un slogan al nostru. Din 1906, mereu actual. Suntem înființați atunci, dar suntem urmași unei instituții mai vechi. Primul muzeu bucureștean a fost înființat în 1834, 3 noiembrie 1834, printr-un decret al domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica. Nu o să spun acum istoria muzeografiei naționale. În 1864 a fost reformat acest muzeu de Alexandru Ioan Cuza și atunci s-a înființat Muzeul Național de Antichități, iar din acest Muzeu Național de Antichități, într-un fel, s-a desprins în anul 1906, înființat prin decret regal, Muzeul Etnografic de Artă Națională, Artă Decorativă și Artă Industrială. Avea un nume prolix, complicat. Ce însemna atunci artă națională nu mai înseamnă astăzi, același lucru, este altceva. Din 1915, muzeul acesta, care s-a numit Muzeul de Artă Națională, a luat numele regelui Carol I, care murise cu un an înainte, și a purtat acest nume până la proclamarea Republicii, după aceea a devenit Muzeul de Artă Populară al RPR, după aceea al RSR. Și, au existat colecții care s-au păstrat de la începuturi? Câteva din obiecte provin din colecția înființată practic în 1875 dintr-un ordin al Ministrului Culturilor și Instrucțiunii Publice de atunci, Titu Maiorescu, dar sunt foarte puține. Primele colecții au fost practic fundamentate de Alexandru Țigara Sămurcaș, este directorul nostru fondator. Este omul care a insistat pe lângă toate autoritățile posibile, a făcut tot ce a stat omenește în putere pentru a se înființa acest muzeu. Și, când se întâmplă asta? În 1906 s-a înființat, el a militat pentru înființarea muzeului încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea. El era muzeograf în Muzeul Național de Antichități, a avut un conflict deschis cu Grigore Tocilescu, director de atunci al muzeului, care era interesat doar de antichități și nu de cultura tradițională. Așa spunem noi astăzi, cultura tradițională. Pe vremea Țigara Sămurcaș a spus artă națională. El a încercat să facă o diferență între arta culto-occidentală și arta națională, ceea ce producea, ceea ce crea țăranul român.
Care a devenit tradițională, atunci era națională. Da, comuniștii au spus artă populară pentru că termenul național căzuse în deseozidine, atunci eram internaționaliști, nu era cuvântul național. Și acum ne întoarcem, de unde am plecat și acum devenim din nou internaționaliști. Sper că nu. Și termenul utilizat astăzi este mai degrabă cel de artă tradițională. Sau cultură tradițională. Cultură tradițională. Da, în modul generic vorbind. Mm-hmm. Acest muzeu a fost desființat în 1978 printr-o comasare abuzivă cu muzeul satului și a pierdut sediul și colecțiile sale au fost înghesuite în tot felul de alte localuri complet neadecvate. Nepotrivite. Muzeul satului nu avea spațiu pentru colecții, cum are acum de altfel. Atunci nu avea așa ceva. Au fost așezate mm-hmm. în tot felul de clădiri. Și în 1990, când a fost reînființat muzeul și s-a dat numele de Muzeul Țăranului Român, atunci de-abia ne-am redobândit clădirea din care fuseseră alungați în momentul când s-a creat Muzeul Lenin-Stalin. La moartea lui Stalin s-a creat acest Muzeul Lenin-Stalin și a fost amplasat în palatul nostru de la șosea, Muzeul de la șosea, construcție proiectată de Nicolae Ghica Budești de la început. O construcție absolut excepțională. Adică... Gândiți-vă că atunci când s-a pus piatra de temelie a muzeului, în 1912 de-abia atunci s-a reușit punerea pietrei de temelie, regele Carol nu a fost prezent, el era la Peleș, dar a fost prezent principele Ferdinand, era principele moștenitor și chiar tânărul prinț Carol al II-lea a fost prezent la acea ceremonie în 1912 și atunci s-a pus pietra de temelie a unei clădiri care la acel moment a fost urma să fie cea mai mare clădire de muzeu construită special pentru a fi muzeu în România. Da, uh-huh. Pentru că toate celelalte clădiri care sunt mai mari și care au fost construite în epoci apropiate nu au avut această destinație de muzeu. Palatul Culturii din Iași a fost Palatul al Justiției, sediul Muzeului Național de Artă a fost Palat Regal și așa mai departe. Muzeul Național de Istorie. Muzeul Național de Istorie a fost Palat al Poștelor. Muzeul Antipa a fost muzeul care a fost construit din strădania lui Grigore Antipa. De la bun început. Da, a destinație, dar este o clădire mai mică. Așa a construit. Ce vedeau românii la începutul secolului 20 în muzeul de artă românească? Să știți că din punct de vedere al expunerii muzeografice era o expunere foarte interesantă și atunci era o expunere revoluționară pentru ceea ce se întâmpla în lume. Și Horia Bernea, când a reluat expunerea acelui muzeu, s-a inspirat din ceea ce a făcut Țigara Samurcaș cu 70 de ani înainte. Și evident vedeau obiectele colecționate de mai ales de Țigara Samurcaș. El avea un ochi foarte atent și dorea și le colecționa pentru muzeu, bineînțeles, și el dorea ca obiectele care sunt colecționate să fie obiecte frumoase. El avea un adică nu era suficient să fie obiecte de artă. Între timp s-a schimbat cumva criteriul de colecționare de atunci. Atunci se adunau obiectele frumoase. Frumoase, da. Uh-huh. În momentul de față se colecționează obiecte reprezentative. Dacă această sticlă care nu e neapărat frumoasă este reprezentativă în toate casele românilor, uh-huh. ea devine reprezentativă și atunci este colecționabilă, uh-huh. indiferent de frumusețe. Am înțeles. Deci obiectele de atunci, da, vă rog, continuați, da, erau obiecte frumoase. Frumoase. El era istoric de artă, de meserie, Țigara Samurcaș, om cu studii strălucite efectuate în Germania. Ca și Grigore Antipa, erau amândoi oameni cu studii în Germania și erau filogermani, dar trebuie spus acest lucru. Asta s-a văzut și au fost utilizați de regele Carol ulterior, în tratativele cu Germania, tocmai pentru faptul că ei vorbeau la perfecție limba germană. Și au stăpânitori ai acestui limbaj specific civilizației germane. Țigara Samurcaș a vrut să colecționeze obiecte extraordinare și el este cel care a adus pentru prima oară o casă într-un muzeu.
Este vorba despre celebra casă a lui Antonie Mogoș din Ceauru, care se găsește în muzeul nostru și care a fost achiziționată de Alexandru Țigara Samurcaș, care a fost fascinat de frumusețe. Înainte de muzeul satului era asta. Da, bineînțeles. Muzeul satului a fost construit, a fost deschis în 1936 la inițiativa lui Dimitrie Gusti și pe cu totul alte baze. Gusti era sociolog, nu era etnograf. Absolut. Câți ani avea? Câți ani are casa? Care casa se găsește datează, și astăzi. Dacă mi-aduc bine aminte, din 1875. Ea este la noi în muzeu și este, eu cred, probabil cel mai important muzeu, cel mai important exponat din muzeul nostru. În orice caz, ca semnificație este extraordinar. Are o sală dedicată în întregime acestei case. Atunci când muzeul nostru a fost nevoit să plece în Bejenie, casa a fost mutată în muzeul satului și am readus în muzeu după 1990. După Revoluție. Exact. O să vă las să continuați povestea Muzeului Țăranului Român, dar până atunci am văzut că mâine Muzeul Țăranului Român are o inițiativă, o expoziție, de fapt, Casa Tradițională, Reper Identitar, împreună cu Consiliul Județean Olt și Muzeul Județean Olt, în parteneriat cu Muzeul Național al Țăranului Român, vă așteaptă joi, 11 noiembrie 2021, de la ora 15, la vernisajul expoziției Casa Tradițională, Reper Identitar, care va avea loc la Sala Acvariu. Despre ce e vorba? Pentru că tot veni vorba despre case. Este o expoziție fără bunuri de patrimoniu. Se expun imagini, fotografii și câteva machete. Expoziția a fost realizată de colegii noștri de la Muzeul Județean Olt în cooperare cu Ordinul Arhitecților și încearcă să pună în valoare această casă care are un specific al său în Oltenia. Și avem aici imagini, da, cei care ne urmăresc exact, poate să vadă acolo machete și fotografii. Da. Depopularea satelor, lipsa banilor, nepăsarea sau ignorarea valorilor arhitecturale tradiționale au dus în timp la situații nefirești. Casele de la țară sunt fie lăsate să se dărâme, fie li se schimbă arhitectura odată cu reabilitarea lor. Apropo de asta, se mai poate face ceva? Pentru că ne-am trezit după 32 de ani de la Revoluție, se fac acum în decembrie, că s-au stricat, s-au distrus atât de multe lucruri care țineau cumva de patrimoniul național. Se mai poate face ceva acum, domnule Nițulescu? Totdeauna se poate face ceva, evident, dar este nevoie de dedicație, este nevoie de interes din partea celor care sunt decidenți politici, pentru că ei au pixul în mână atunci când se alocă banii. Și nu se poate face nimic fără bani, așa numai cu entuziasm. E foarte adevărat, există multe organizații neguvernamentale extrem de active, nu știu, Pro Patrimonio, de exemplu. A făcut cineva până acum un inventar al caselor care sunt de patrimoniu și ar putea sau ar trebui salvate? Depinde eventual ce înțelege prin case de patrimoniu. Casele despre care vorbeam, pentru nu că sunt neapărat frumoase sau casele care ar putea face parte din patrimoniul aici național? Aici este o problemă. Casele care sunt clasate în patrimoniu ca monumente istorice, alea sunt pe lista monumentelor istorice. Casele care ar putea fi clasate nu sunt pe această. Pe o astfel de listă. Da. Și atunci, sigur că arhitecții, istoricii de artă, istoricii știu cam care ar fi etnografii, știu cam care ar fi casele de interes, dar nu e întotdeauna posibil să le claseze. Nu se pot. E dar necesar, să fie măcar inventariate, să avem un catalog al caselor care ar putea fi de patrimoniu? Există asemenea inițiative la nivel local. În mai multe localități din România s-a făcut asemenea inventare și organizații neguvernamentale sunt implicate adeseori în încercări de a salva. În ce măsură Muzeul Țăranului? Vinetea, de exemplu, câteva sate, Viscri, de exemplu,
sunt case în care comunitățile sunt foarte active în salvarea... Asta pentru că a venit prințul Ceaț, că dacă nu venea, trebuie fiecare sat românesc să vină. Nu cred că la Viscri este neapărat... Păi nu se auzea de Viscri. Numai puțin, prințul Ceaț a venit la Viscri pentru că au existat niște oameni în Viscri care au făcut să se audă de ei. E adevărat, așa este. Propriu-inițiativă, da? Păi, peste tot s-a dus pentru că a auzit de niște locuri, sigur, de niște oameni, de niște case până la urmă și au restaurat. Spuneți-mi, ar putea Muzeul Țăranului sau Muzeul Satului sau ce instituție, ce autoritatea statului ar putea după o eventuală inventariere să colecționeze, să cumpere, să restaureze aceste case? Orice muzeu din România care are vocație națională, cum este muzeul nostru, cum este Muzeul Satului, are această posibilitate. Cum sunt muzeele județene pe teritoriul județului lor, etc. Să vă dau un exemplu. Horia Bernea a mers cu o echipă de colegi de-ai mei la începutul anilor 90 în câteva județe în Transilvania. A văzut 4 biserici din lemn de o valoare excepțională pe care a hotărât să le achiziționeze, evident în numele muzeului, da? Da. Și aceste 4 muzee se află, patru biserici se află și astăzi în inventarul nostru, au fost cumpărate de noi, sunt proprietatea muzeului nostru și au fost lăsate in situ, acolo, în acele sate. Sunt toate monumentele de secol XVIII, foarte importante. Noi avem grijă de ele atâta cât putem să avem grijă de ele. Nu le-am mutat de acolo. A fost ideea de a fi mutate de acolo sau lăsate? Unde să le mutăm? Nu avem spațiul nelimitat în București. Una singură a fost adusă, o a cincea a fost adusă și este și acum în curtea muzeului nostru, bisericuța de la Bejani. Am văzut imagini mai devreme, îi rog pe colegii mei să o arate. Da, din județul Hunedoara. Restul... În ce an? Ea a fost adusă în 1992, dacă nu. Nu, din ce an e biserica? Biserica este de la începutul de secolul XVIII. E foarte frumoasă, absolut excepțională. Este foarte frumos. Spuneți-mi, vă rog, apropo de restaurare și de tot ce se poate face, ține de Ministerul Culturii, ține de cine ține ca să facă lucrurile despre care vorbeam? Ca să dea bani, ca să fie o autoritate care să se ocupe cu asta? Pentru bani ține de Ministerul Culturii, ține și de noi, numai că autorizația vine de la Ministerul Culturii în ultimă instanță. Noi nu avem întotdeauna... Uneori avem și noi bani, dar foarte rar. În orice caz, cheltuielile de restaurare unui monument istoric și bisericuța de la Bejan, de exemplu, este al statut de monument istoric. Cheltuieli de restaurare sunt considerate cheltuieli de capital, cheltuieli de investiții. Ele sunt pe un capitol separat. Știți care este suma banilor pe care avem noi la investiția noastră, muzeul nostru? Vă rog. 0 lei. De ce? Pentru că... E pandemie. Nu, pentru că e pandemie. Pentru că Ministerul Culturii a avut foarte puțin bani la investiții și a fost pentru niște investiții care erau pe niște fonduri dedicate. Majoritatea covârșitoare a instituțiilor publice din subordinea Ministerului Culturii nu au bani la investiții în acest an. Și atunci, chiar dacă este vorba despre un leu, dacă el are, nu e din cheltuieli curente, deci un capitol separat. Avem nevoie de ce de o cultura, aprobare. De ce arta, de ce este cenușăreasă, de ce sunt cenușăreasă în România? De unde vine asta, pentru din punctul meu asta de vedere? Senzația mea este că cei care sunt diriguitori nu își dau seama că și cultura poate să aducă beneficii societății. Ei văd cultura strict drept un consumator. Un moft sau ce? Da, o să vă dau un exemplu, un muzeu național care este în subordinea unui Consiliu Județean. Președintele Consiliului Județean l-a chemat pe directorul muzeului și i-a spus: ești numit acum, ai câștigat concursul, ești manager, bravo ție, dar să știi că dacă într-un an nu mi-aduci muzeul pe profit, eu te schimb din funcție. Și omul ăsta a spus: domnul președinte, muzeele nu aduc profit în bani, că nu suntem societăți comerciale. Instituțiile publice nu fac profit. Băiatul ăla nu știa despre ce e vorba. El credea că... Pe de altă parte, dacă ar fi infrastructură, dacă am avea hărți cu monumentele importante din România și obiectivele excepționale,
ar merge acolo oamenii români și străini și așa mai departe. Știți că dacă să ajungi la o procentual, cel mai mare e venitul propriu din buget dintre muzeele din România, le obține Muzeul Național Peleș, că tot l-ați avut aseară invitat cu colegul în acest Dorin Ion. Da. De regulă, însă, veniturile proprii ale muzeelor sunt undeva la 10, maxim 15% din buget. Din buget, din tot ce înseamnă buget. Restul sunt subvenție. Așa funcționează lucrurile și nu numai în România, să nu credeți că România este. Spuneți-vă, rog, cum a mers muzeul pe vremea pandemiei? Ați avut... Foarte greu, ne-a scăzut veniturile la minimum posibil, pentru că... Cât la sută din, ați făcut din ce făceați înainte? Pentru că la Muzeul Țăranului erau foarte multe activități culturale. Da, dar n-am mai avut voie, de exemplu, să facem nici măcar târguri, care sunt activități... Dar de ce să nu faceți târguri? Că au făcut congres cu 5.000 de oameni, Antoldu a fost cu sute de mii de oameni, de ce să nu faceți târguri? Da, mai ales că târgurile de obicei erau afară, am fost de nenumărate ori la muzeul. La un moment dat, prevederile au fost atât de confuze, încât la un moment dat... Puteam să facem activități înăuntru și nu puteam să facem activități afară. Nu, dar mi se pare absurd. Adică e revoltător. În momentul de față avem voie să facem târguri, dar este o problemă întreagă. Păi unde? În decembrie? Da, e o problemă întreagă în ceea ce privește contractele pe care le încheiem, pentru că suntem evidenți și noi controlați de autoritățile în drept să ne controleze și se uită la contracte. Ce scrie acolo, ce tip de activitate este, indiferent cum arată ce fel de activitate. Trebuie să fie o activitate care este permisă de normele în vigoare. Păi și, adică ce fel de activitate e interzisă, că nu nici înțeleg. Nici nu contează cum arată activitatea, noi trebuie să fim cu ea în regulă în ceea ce privește actele. Am înțeles. Da. Nu știu, eu am fost la târguri, la Muzeul Țăranului, cred că în fiecare an, târgul de mărțișori, foarte multe târguri, unde oamenii veneau acolo și aduceau lucruri de valoare extraordinară. Să știți că sunt familii care numai din asta trăiesc. Și care fac asta. Și care, da. pentru ei, acest comerț înseamnă viața lor. Bineînțeles. Mă rog, și așa mai sunt departe. Și unii sunt și meșteșugari și comercianți, alții sunt doar comercianți, sunt intermediari, de-aia din asta trăiesc. Ați avut posibilitatea sau a existat acest gând de a cumpăra de la târguri lucruri care se potrivesc, care au legătură cu Muzeul Țăranului, sau mergeți doar pe colecții, pe lucruri importante, lucruri care să reprezinte cultura românească? Noi încercăm să achiziționăm, dar nu avem fonduri pentru achiziții. Deci putem să cumpărăm pentru achiziții muzeale. Deci noi putem să cumpărăm hârtie pentru calculator și imprimante, okay. Dar nu putem să cumpărăm o fotografie, să o punem în colecția muzeului, nici măcar dacă ea costă 25 de lei. De ce? Pentru că nu există fonduri, asta v-am spus și mai devreme. A, nu aveți fonduri deloc. Pentru achiziții publice, da? Pentru și de cât timp este asta, domnul Nițulescu? Ultimele, în mod excepțional, am avut câteva mii de lei acum câțiva ani. Câteva mii de lei? Da, ultima sumă mai importantă pentru achiziții am avut în 2012-2013. Adică acum aproape 10 ani de zile. Da. Pe la anul se fac 10 ani. Da. Asta este situație generală la muzeele din România. Și atunci, oamenii care vor neapărat ca obiectele pe care le consideră importante să ajungă în colecțiile noastre, ni le donează. Se întâmplă de multe ori aceste lucruri. Asta este soluția. Da, mă uit și nu vine să cred ce fel de stat avem și cu ce se ocupă și ce fel de politică au autoritățile române? Din păcate, decidenții nu înțeleg întotdeauna că muzeele trăiesc din îmbogățirea permanentă a colecțiilor. Da, săptămâna viitoare o să avem invitată și pe doamna Popoiu, care este director. Patrimoniul se construiește permanent. Nu e o chestie care a rămas acolo. Se construiește permanent. Dacă vreme de 10 ani muzeul dumneavoastră nu are niciun leu pentru investiții, cum adică? Ce poți face în cazul ăsta? Asta. Când ați avut ultimele achiziții și ultimele donații, de exemplu? Donații avem în fiecare an. Facem comisii în care evaluăm donațiile. Lucrurile care se propun sigur a fi donate? Contează și starea de conservare. Pe lângă valoarea acestor obiecte, evident că noi vrem să... Dacă primim spre donație un obiect în care nu avem în colecția noastră pe nimic asemănător, atunci sigur că îl acceptăm imediat, chiar dacă este într-o stare de conservare mai proastă. Dacă avem o colecție bogată, reprezentativă,
pe acel tip de obiect, ne uităm și la starea de conservare. Sunt revoltat, dar cred că am obosit și eu să fiu revoltat, apropo de ceea ce îmi spuneți. Însă avem multe de discutat. Să ne spuneți ce pot vedea cei care merg astăzi la Muzeul Țăranului Român. Vreau să vorbim despre icoane, despre icoanele românești. Sunt atâtea legende care circulă. În ce măsură icoanele românești sunt valoroase, care nu sunt, cât de mult se copiază aceste icoane și multe altele pe care o să le discutăm după o scurtă pauză. Continuăm prima parte a emisiunii. Virgil Nițulescu, directorul Muzeului Național, nu? Da. Ca din așa 2006 ne numim Muzeul Național Român. Al Țăranului Român. Spuneți-mi, să spunem că în weekend cei care ne privesc ar vrea să vină la muzeu. Ce pot vedea la muzeu în perioada asta și nu numai? Păi, marea mea durere este faptul că nu pot vedea expoziția permanentă a muzeului. De ce? Pentru că clădirea principală, acest palat de la șosea, da, a intrat într-o foarte necesară operațiune de consolidare și restaurare. Era planificat din 2007-2008. Au trecut repede. Așa, în 2016 a început propriu-zis șantierul. În 2018 au plecat muncitorii de pe șantier, ne-au dat clădirea și noi nu am reușit de atunci să remontăm expoziția permanentă, care fusese strânsă și depozitată cu grijă de colegii mei, pentru că avem niște probleme. Unele dintre probleme sunt, din nou, lipsa cheltuielor de capital în bugetul nostru, pentru că sunt unele cheltuieli care de amenajare muzeografică, ce necesită niște cheltuieli, cum ar fi, de exemplu, instalația de lumini din care nu se regăsește la cheltuieli bugetare pentru un muzeu, cum ar veni. Aia este un tip de cheltuială strict de capital și noi nu avem acești bani. Chiar dacă avem bani în buget, dar nu-i putem... Dar nu se poate, domnule Nițulescu. Adică din 2018 până acum, când s-a terminat... Pe de altă parte, procedurile de achiziții publice sunt foarte complicate. În fine, nu am obținut avizul de la ISU și, evident, după dezastrul de la colectiv, ISU a devenit extrem de restrictiv în a acorda avize și muzeul nu a fost, care a fost restaurat pe un proiect avizat înainte de colectiv, nu a îndeplinit toate acele criterii și acum încercăm să ne adaptăm la ele. Sunt mai multe asemenea probleme. Și când probleme. Va fi? Când se va... Plus că unele dintre obiecte care au stat 20 și ceva de ani în expunerea permanentă trebuie să fie acum restaurate pentru a fi reașezate. Pentru restaurare trebuie din nou cheltuieli și mai este ceva. Sunt obiecte clasate în Patrimoniul Cultural Național. Restaurarea nu o pot face decât niște restauratori acreditați. În România există foarte puțin, din ce în ce mai puțin. Spre tristețe mea spun acest lucru, pentru că sistemul de acreditare a restauratorului este unul complicat și pentru că sunt puțini oameni care se dedică aceste profesii. Ascultându-vă, îmi dau seama că în România apare așa un ciur dintre acela în care punem apă și încercăm să cărăm apa cu ciurul și să... Avem foarte multe legi care sunt foarte frumoase în teorie, la unele dintre am contribuit și eu, și au devenit inaplicabile. Ministerul încearcă să le aplice riguros, numai că sunt foarte puține instituțiile publice din subordine care reușesc să facă față tuturor acestor... Și ce pot vedea oamenii în weekendul acesta, să spunem, la Muzeul Țăranului Român? Pot vedea două expoziții de artă contemporană. Una este în cadrul Salonului Național de Artă Contemporană al României. Partea de arte decorative este organizată la noi în muzeu. Noi avem un parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, o uniune de artiști aflat într-o situație dificilă din foarte multe puncte de vedere și care reprezintă creatori de artă contemporană
dezavantajați adeseori. Încercăm să-i sprijinim, avem un parteneriat cu ei și organizează adeseori expoziții la noi. Mai avem o expoziție de artă contemporană de instalații video cu artiști de altfel importanți din generația mai tânără și această mică expoziție care va fi deschisă mâine. Știu că la un moment dat se vindeau icoane și ei erau... Avem un magazin care se numește Galeria de Artă Țărănească. Este fără îndoială unul dintre cele mai bune magazine de muzeu din România și unde pot fi găsite asemenea obiecte. Sunt două categorii de obiecte acolo. Unele sunt obiecte vechi, unele dintre ele sunt vechi de 100 de ani. Scoarțe, alte asemenea obiecte textile mai ales. Și în rest sunt obiecte creație contemporană, care sunt aduse de meșteri actuali la noi spre vânzare. Celelalte sunt date în consignație și pe măsură ce sunt vândute, cei care le-au dat la vânzare. Și face cineva o evaluare a obiectelor care vin? Avem o comisie de evaluare. Cei care se ocupă de selecționarea obiectelor sunt muzeografi. Nu aleg orice fel de obiecte. Suntem și foarte pretențioși. Se pot găsi acolo de cumpărat chiar ei care au vechime de 100 de ani. Da. Da. Și aveți și o colecție și dumneavoastră? Evident, avem o colecție extraordinară. Avem o ie care a fost purtată de Regina Maria. Este expusă acum sau era în, față nu este era nimic, în nu corpul fost, principal? Nu a fost expusă. Nu a fost expusă. Este în depozit. O expunem doar cu ocazii deosebite. Evenimente speciale. Sper să găsim o asemenea ocazie. În ceea ce privește icoanele, aveți icoane vechi, aveți icoane... Sunt icoane din toate perioadele istorice. Avem și icoane de la început de secolul XVII. Mare majoritate sunt 18-19. Sunt icoane și pe lemn și pe sticlă și îmbrăcate în metal. Avem toate categoriile de icoane în colecție. Alte obiecte din colecție, chiar dacă ele vor fi văzute atunci când se va redeschide clădirea principală a muzeului? Ceramică, piese de port de toate categoriile pentru ambele sexe, absolut orice fel de obiecte. Și unelte, mai puțin unelte mari. Deci pluguri nu găsiți la noi. Una dintre probleme constituie spațiul mic pentru depozitare. Ni s-a oferit să acceptăm ca donație un atelier de dulgărie imens, de dulgărie mare de tot era, de la începutul secolului 20, n-am putut să-l primim pentru că nu aveam unde să-l punem. Dar avem și, sunt câteva piese de atelier de firărie, ele sunt acestea, de exemplu, în expunerea permanentă, în curs de reconstituire în momentul de față. O expunere apreciată pentru care muzeul nostru a fost premiat și... Am dat titlu aici, Muzeul Țăranului cu Stele Michelin. Spuneți-mi, vă rog, străini aveți care vizitează? Da, sunt mulți străini, cei care citesc ghidul Michelin și vin să ne vadă muzeul. Sunt dezamăgiți în momentul de față când nu este expoziția principală, permanentă, se consolează în magazin. Am avut vizitatori străini mai ales care au făcut achiziții în valoare de 1000 de euro la noi în muzeu. Ușor. Ce cumpără în primul rând? Care sunt obiectele de care sunt atrași, pe care vor să le cumpere? Piese de port de I, de exemplu, scoarțe. Avem câteva scoarțe oltenești foarte frumoase și icoane. Cam astea sunt cele mai cumpărate. Noi mai cumpără și vinul Țăranului. Avem un vin al Muzeului Țăranului pe care l-am lansat acum 2 ani în cooperare cu companie din județul Mureș. Am înțeles. Există muzee care să fie cât de cât similare cu Muzeul Țăranului Român în străinătate? Sigur că atunci când a fost reînființat muzeul nostru, Horia Berne a spus că ar vrea ca acest muzeu să fie un muzeu de arte și meserie, așa cum există mizizare de metier în Franța. Dar sunt muzee de
antropologie culturală. Dacă aș fi să definesc muzeul nostru astăzi, așa aș spune, un muzeu național de antropologie culturală. Nu este strict un muzeu etnografic, acel gen de muzeu în care obiectele sunt așezate într-o expoziție tematică de genul ocupații și obiceiuri de peste an și port. Nu acesta este modul de abordare a muzeului nostru. Uh-huh. Este un mod foarte original. Horia Bernea, fiind pictor, a ținut să pună în valoare calitățile vizuale ale expunerii și a așezat obiectele întotdeauna într-un anumit raport între ele și între ele și vizitator. Este esențial acest lucru. Nu era suficient să fie așezate așa ca la galantar. Și a ținut foarte mult ca în cele mai multe dintre cazuri obiectele să nu fie așezate în vitrine, să existe în spațiu, în expunere liberă, să nu aibă vizitatorul impresia că este cumva obstrucționat în contactul său cu obiectul. În momentul în care ar putea fi pus în vitrină. Da, există câteva obiecte care sunt puse în vitrină. Da, aveți spații suficiente de depozitare, apropo de ce vorbeam mai devreme? Am mai avea nevoie, dar nu avem unde să ne extindem. Avem o clădire limitată, nu există... Și statul român nu ar putea să vă ofere un spațiu? Unde ar putea să construiască un spațiu de depozitare. Recent s-au inaugurat asemenea spații și în Franța și în Olanda, la cele mai înalte standarde. Pentru muzeele naționale, ministerele culturii din țările respective au construit clădiri în afara orașului, în condiții de maximă securitate, în care sunt aduse spre depozitare obiecte din depozite, tocmai pentru a nu încărca în mod excesiv depozitele din clădirile în care sunt și expozițiile. Și atunci expozițiile, obiecte care nu au șansa de a fi expuse într-un viitor apropiat, sunt depozitate acolo. Păi, da, domnule director, dar ei nu vă dau bani ca să puteți să terminați ceea ce ați început de... Da. Atâta timp, adică dar minte să vă dea bani pentru asta. A existat o asemenea inițiativă a unor colegi de-ai mei din Ministerul Culturii de a construi o asemenea clădire depozit în anul 2018, cred, dar nu a găsit finanțarea necesară. Gândiți-vă că nu numai muzeul nostru se află în situația asta, Muzeul Național de Istorie a României. Dacă o să întrebați pe colegul meu, Ernesto Bărână Târnăveanu, în ce situație se află Muzeul La fel. În ceea ce privește... cum vedeți dezvoltarea muzeului? Care credeți că este viitorul unui astfel de muzeu, cum este Muzeul Național al Țăranului Român? Muzeele au un viitor în măsura în care ele sunt apropiate de public. Rostul unui muzeu nu este doar să depoziteze obiecte și să le cerceteze, să le documenteze, ci să le pună la dispoziția publicului. Un obiect care nu este cunoscut de public nu are nicio valoare. Valoarea stă în contactul și în cunoașterea de către public. Și în aducerea publicului, că e foarte important, evident, să ai public care să vină să-ți vadă ceea ce expui. Evident, da. Și sigur că noi am început și un efort de digitizare a patrimoniului. Pe cât ne stăm puteri, facem această operațiune. Avem mai multe obiecte pe care le-am încărcat deja pe internet. Avem o arhivă foto, video. Și unde poate fi văzută? La ce adresă sau cum? Pornind de pe adresa noastră de internet, www.muzeul-țăranului.ro. Deci se pot vedea acolo. Muzeul-țăranului.ro. Da, sigur că de acolo se pot vedea. Unele le aveți și pe Google. Altele sunt pe Europeana, cea mare bază de bunul. Adică se regăsesc acolo și da, obiectele? Da, și acolo, bineînțeles. Europeana mai ales, unde toate statele membre ale Uniunii Europene au încărcat bazele lor de date culturale. Există și... Dacă e să privim România de sus, da? Să spunem că avem o dronă de asta uriașă și privim toată România, toată suprafața României. Care credeți că sunt lucrurile care mai pot fi salvate din ceea ce înseamnă patrimoniu național al României? Nu neapărat
care să se regăsească în Muzeul Țăranului Român? În general, ce credeți că mai are România în momentul ăsta de salvat, de restaurat și așa mai departe, de arătat în cele din urmă? Că de-aia le avem foarte până... multe. În primul rând, patrimoniul construit. Monumentele istorice au foarte multe nevoie de, dintre ele nevoie de restaurare. Avem niște probleme legale aici. Statul are limitări serioase date de legea finanțelor publice de a aloca bani pentru cheltuieli de restaurare la acele monumente istorice care nu sunt proprietate publică. De exemplu, bisericile. Nu sunt proprietate publică, sunt proprietate privată a bisericii, a diverselor culte. Uh-huh. Da? Și e foarte dificil de găsit o portiță legală pentru ca statul să investească în asemenea cheltuieli. În afară de asta sunt, evident, monumente civile de mari dimensiuni, castele, palate, care conace. Conace care au nevoie de restaurare. Unele dintre ele au intrat în proprietate privată, ca urmare a unor procese de restituire și aici statul nu mai are cum să intervină. Singura soluție este ca, dacă acei proprietari doresc într-adevăr acest lucru, să le scoată la vânzare și să le cumpere autoritatea publică. Dar nici în asemenea caz autoritatea publică nu are bani. Ministerul Culturii a făcut, cred, ultima achiziție de acest fel, achiziționând Vila Florica, unde s-a stabilit sediul Muzeului Național Brătianu. De atunci încoace, din câte mi-aduc aminte... Statul român n-a mai achiziționat nimic. Nu mai achiziționat prin exercitarea dreptului de preemțiune, că despre asta vorbim. E adevărat, dar apropo de bunurile astea care ar trebui, biserici și așa mai departe, dar nu numai biserici, sunt multe bunuri. Autoritățile locale ce au făcut vreme de 32 de ani? Pentru că dacă mergem în afară, dacă mergem în străinătate și un mic orășel are un singur... punct de atracție, da? Care poate fi legat de istoria locală, de literatură, pentru că sunt multe lucruri legate de... Parcă literatura în România n-ar exista. Câte case memoriale, în afară de București, știm că există? 2-3, Creangă, Eminescu. Ori sunt atâtea care pot fi făcute. Acolo autoritățile locale îți, înainte de a ajunge de pe net sau unde vrei, de pe internet, găsești ce poți vedea în orașul ăsta. Eu nu mi-aduc aminte să văd în orașele românești, comune și așa mai departe, care au biserici vechi, atenție, care au monumente istorice, care au vechi, să facă, să semnalizeze asta, să se mândrească cu asta. Da, pentru că depinde de fiecare autoritate publică locală în ce măsură înțelege să își promoveze propriul patrimoniu. Problema cu primarii noștri este că ei nu își dau seama că orașele lor sunt vizitate de oameni nu ca să se plimbe prin parcuri, ci ca să vadă patrimoniul cultural, ceea ce este specific acelei localități. Există câteva locuri în care primarii s-au interesat și au investit și au făcut câte ceva, dar sunt foarte puține totuși. Apropo de case memoriale, pot să vă dau un exemplu, zice, o strălucire pune în valoarea unei case în București. Este vorba despre Casa Memorială Anton Pan, care este în patrimoniul Muzeului Național Literaturii Române, care muzeu este în subordinea primăriei municipiului București, nu că primăria ar fi foarte conștientă de vorbit, acest lucru. A vorbit domnul director aici despre muzeul ăsta, da. E un muzeu foarte interesant. Da, tocmai a obținut anul acesta premiul DAZA. A fost în emisiune și a vorbit despre asta. Ne oprim un pic, o scurtă pauză și continuăm cu domnul director. Domnule director, care sunt piesele de rezistență pe care oamenii o să poată să le vadă la Muzeul Țăranului atunci când se va redeschide cu totul? Expoziția permanentă. Eu încă trag speranța ca... Oamenii pot să le vadă așa. E greu. Eu încă trag speranța ca în primăvara anului viitor să fim capabili să redeschidem expoziția permanentă. Mi-aduc aminte că deschiderea expoziției permanente a muzeului în 1994 a avut loc într-o duminică de Paști.
Și mi-aș vrea dacă e posibil să repet acea ispravă. Pentru că... Anul care vine. Da, anul care vine. Când cade Paștele, anul care vine, nu știu. De Sfântul Gheorghe. A, de Sfântul Gheorghe. Da. Uh-huh. Și noi suntem, muzeul nostru, evident că ține să marcheze toate sărbătorile tradiționale românești, floriile, Paștele, sfinții cei mai importanți. Uh-huh. Am avut acum târgul de Sfinții Arhanghel Mihai și Gavril, care este un târg tradițional muzeului nostru, pentru că sunt unele târguri care sunt găzduite de muzeul nostru, dar sunt câteva care sunt făcute, chiar de organizate de chiar de Muzeul Țărănului Român. Și alea au un caracter aparte, cumva. Vom mai avea un târg de Crăciun, de Sfântul Nicolae, mă scuzați. Încercăm să... De Crăciun nu veți avea, de, sau? De Crăciun nu, dar de Sfântul Nicolae avem, da. Deci la începutul lunii decembrie, exact, poate să vină la târg. Da. Și atunci vom avea, tot atunci vom deschide și o expoziție temporară cu o colecție privată, cu foarte interesantă de I, mai ales. Am înțeles. Aveți și filme, aveți și cinema. Avem un program care se numește Cinema Muzeul Țăranului și sala noastră, studio Horia Bernea, în care se difuzează filmele, este inclusă în programul Europa Cinemas. Suntem una dintre puține săli din România, inclus în acest program european, în care difuzăm filme europene necomerciale. Deci la noi nu o să vedeți producții hollywoodiene, nu există așa. Filme necomerciale, filme de artă, filme documentare. Foarte. Și vine lumea, da? Cu mască, dar vine. Acum avem, de exemplu, festivalul Săptămâna Filmului Maghiar. Și avem, da, am văzut promovarea sală, lui. Avem sală plină în fiecare sală, limitat, mă rog, permisă, 30% de capacitatea sălii. Da, sigur, da. Mulțumesc mult, domnule Nițulescu. Aveți un cadou pentru mine, despre ce e vorba. Este vorba despre calendarul pe anul 2022. Calendar cu măști 2022. Exact. Păi da, e vremea măștilor, într-adevăr. Este proiectat de colega mea Ioana Bătrânu. Sunt măști tradiționale românești, evident, nu? Evident, da. Da, și să știți că sunteți prima persoană care îi fac cadou acest... Mulțumesc mult! 2020. Mască, fază de lucru, Petrican, Neamț, 1973, confecționată din lemn, cioplit cu barda și dalta. Foarte interesant, mască, drac, 1966, anul nașterii mele. Da, nu întâmplător am ajuns la masca de drac, 1966. Hai că, băi, nu, băi, dă-mă și pe mine ca să se vadă... Da. Ce naibii. Da. Mulțumesc mult, domnule director. O scurtă pauză și vom continua emisiunea în această seară cu Marian Munteanu. Da, atât a venit bine domnul Munteanu și deja avem, e scandal practic în studio. Bună seara, bine ați venit. Bine v-am găsit, bună seara. Ce faceți? Cu activitățile obișnuite. Activitățile obișnuite? Da. Care sunt acelea? Iertată să lucrative, fie indiscreția. Lucrative. Da. Formal lucrative sau executiv lucrative? Și. Da. Dar știu că la un moment dat a apărut un material în presă că Marian Munteanu se ocupă cu traficul de arme. Am sigur că da. L-am epuizat. Ați epuizat cu traficul de arme? Dar cred că acum e vremea. Nu, e depășit. Acum e depășit? Lucrăm cu siringile. Cu seringile, chiar? S-a schimbat acum. Păi nu s-a schimbat, că acum, uite, citeam o știre și OMS-ul spune că în 2022 va fi criză de seringi. Păi, evident, iată o piață... Câte seringi aveți la dispoziție, ca să știu... Sunt receptiv la orice seringă. La orice fel de seringă... Dom'le, pozitivă, că bănuiesc că sunt toate pozitive. Adică seringile pozitive toate sunt pozitive, ca și testele pozitive. Ca și testele, ca și dar, serurile. Nu asta că vechi liberal înțelegeți ceea ce se întâmplă? Că eu absolut, nu... da, sigur. Este foarte limpede, nu văd niciun fel. Sunt la dispoziția dumneavoastră. Vă referiți la siringi sau la PNL? La seringile făcute, la injecțiile făcute în cap direct de PNL. Dom'le, să vă spun, pot să vă dau două vești, una bună și una proastă. Aici sunt. Deci partea cu această criză sanitară, asta este cea mai mică problemă pe care o avem. Dar eu cred că sunt soluții pentru toate problemele, inclusiv pentru prima, cea legată de această criză, mă rog, și aceste probleme. Lucrul cel mai primejdios care ne paște este cumva, cred eu, legat de o anumită
nu stare de libertate neapărat, ci de capacitatea noastră de a trăi împreună în mod normal. Cât de cât normal, atât cât se poate în zilele noastre. Și cred că cel mai mare pericol care ne paște este această învrăjbire care devine din ce în ce mai accentuată, amestecată cu spaimă, amestecată cu egoism. Lucrurile acestea sunt cu adevărat periculoase pentru o societate, nu pentru, doar pentru a noastră, pentru orice societate. Pentru lume în general. Pentru lume în general, dar sigur că noi suntem mai frământați de ce se întâmplă în ograda noastră decât... Și care nu e acum, nu se întâmplă acum, e pe termen mediu și lung. Este un proces început mai de mult, dar deja capătă cote destul de primejdioase. Și faptul că ajung oamenii să se... nu să fie suspicioși, aproape să urască unii pe alții, dacă s-au vaccinat, dacă nu s-au vaccinat, dacă nu știu ce au făcut, domnule, adică să ne liniștim un pic. Până la urmă, trebuie să învățăm să trăim împreună, dincolo de opțiuni sau de știu eu ce griji suplimentare pe care le avem. Nu? Până la urmă, fiecare om este responsabil pentru propria sa sănătate. Și eu am reținut din tot discursul acesta, nefiind absolut deloc specialist în zona medicală, o zonă antropologică, care cumva se ocupă cu un teritoriu de alt tip, dar nu lipsit de semnificație pentru problema în sine. Înțeleg din dezbaterea mondială cu privire la acest subiect că fie că suntem vaccinați, fie că suntem nevaccinați, toți purtăm virus și cărăm de colo-colo unii după alții. Marea frământare și marea problemă care este, într-adevăr, e pericolul de supra-solicitare a sistemului sanitar. Se îmbolnăvesc foarte mulți și dacă ne îmbolnăvim prea mulți, mergem la ATI și nu mai avem loc. Eu sunt convins că sunt oameni care au renunțat de bună voie la acest privilegiu de a merge la ATI. Eu, de exemplu, mă declar dispus oricând să renunț și oficial. Nu vreau să mă la ATI. Că nu vreau să creez nimănui vreo problemă. Vreau să fiu ultimul pe listă. Dacă cumva, Doamne ferește, pentru că nimeni nu este... Orice om este în pericol să se îmbolnăvească. Am înțeles că se îmbolnăvesc și oamenii vaccinați, și oamenii vaccinați, oameni care au diverse alte afecțiuni. Toată lumea este într-un anumit risc. Eu nu vreau ca, în ceea ce privește, de exemplu, disputa asta cu COVID-ul, să dau cuiva senzația că dacă ajung la ATI, iau locul. Eu nu vreau să mă las. Și sunt convins, îi cunosc oameni. Și oameni în vârstă. Și oameni din familia mea care mi-au spus, în niciun caz. În nicio de situație. Ce? Pentru că vreau să mă acasă. Mă surprindeți. Adică stați puțin, nu e dreptul unui om să aleagă. Ba da, mă surprindeți. Dacă un om are 81 sau 82 de ani, stați puțin. Da, 81 sau 82 de ani. Da. Și spune, domnule, eu nu vreau să merg nicăieri. Dacă mi se face rău, mamă, rămân acasă. Adică omul ăsta nu are dreptul să decidă dacă vrea să moară în patul lui sau nu. Adică chiar așa am ajuns să fim nepăsători față de ceea ce își doresc semenii noștri. Plus mai e o chestiune, am observat foarte mulți oameni frământați de o grijă excepțională față de semenii lor. Toți sunt preocupați să ne însănătoșim, să ne facem bine. Păi dom'le, dacă eu mă uit așa un pic la ce se întâmplă în zona publică, eu văd că sunt recomandate de zeci de ani prin tone de milioane de dolari reclame la tot felul de porcării care îmbolnăvesc oamenii. Nu i-am văzut frământați pe oamenii aia că, domnule, hai să nu mai facem reclamă la niște substanțe murdare care ne sunt prezentate pe post de băuturi, la tot felul de pilule care, de fapt, ne creează dependență, la tot felul de nebunii care sunt aruncate peste consumatori, nu? Brusc, acum i-a apucat grija. Au devenit grijulii. Vedeți, tipul ăsta de grijă pe mine mă îngrijorează. Dom'le, vreau să fiu lăsat în pace, domnule. Pot să-mi asum că, și cred că toți putem asta, orice om adult, dacă vreau să trăiesc într-un fel, trăiesc pentru că așa vreau eu. Nu vreau să fac rău nimănui. Dacă semenii mei sunt tulburați, sunt îngrijorați, îmi pun mască, îmi pun un combinezon de ăla, nu mă apropii de ei, stau de la depărtare, nu mă duc la ATI. Dom'le, lăsați-mă să trăiesc cum vreau. Și vă promit, niciodată n-am spus nimănui, nici dacă m-am vaccinat, nici dacă nu m-am vaccinat, pentru simplu motiv că nu-i treaba nimănui chestia asta. Și nu v-am întrebat, tocmai de asta că știu cum gândiți. Știu că gândiți, dumneavoastră respectați principiul ăsta, până la urmă, elementul al libertății persoanei. Sigur că doresc ca nimănui, și mi se pare normal, nu vreți să încălcați, să nu facă rău altuia. Nu vreți să încălcați dreptul nimănui, nu vreți să faceți rău nimănui. Nu vreau nici măcar să le turbur îngrijorările, care poate mie mi s-ar părea exagerate, nicio problemă. Dom'le, vrei să te simți în siguranță? Stau departe de tine, nu mă întâlnesc cu tine. Stau la 4 metri. Îmi pun combinezon, îmi pun mască, fac
orice vrei ca tu, semenul meu, să te simți relaxat. Dar respectă-mă și pe mine, în dreptul meu, de exemplu, opțiunea mea de a sta acasă. Bine, statul ăsta român, care este atât de viguros în ultimul timp și grijuliu, mi-am aduc aminte că pe mine, cel puțin personal, el m-a băgat în spital cu oamenii lui și m-a dus cu forța și cu cătușele la spital. Da? Da, statul român, așa este. Statul român a făcut asta. Nu l-am văzut grijuliu pentru vreo vindecare. Dimpotrivă. Deci, eu cred că ar trebui cumva să ne revenim la normalitate. Să ne respectăm mai mult unii pe alții. Și evident, să luăm toate măsurile, cât de exagerate ni s-ar părea, ca oamenii să trăiască într-un confort sufletesc. Pentru că, dincolo de aceste riscuri, știu și eu, de virus, bacterii și mai departe, există un virus al spaimei care ți intră în cap, în creier. Și uneori această spaimă continuă face mai mult rău decât toți agenții patogeni. Slăbesc inclusiv fizic omul, îl fac vulnerabil. Slăbesc imunitatea și așa sunt mai departe. Sunt o mulțime de experți care au scris studii nenumărate pe această temă și este un lucru cunoscut. Domnule Munteanu, ați enunțat în câteva minute atât de multe teme interesante pe care vreau să le discutăm. Avem o oră la dispoziție, după ce vom da o scurtă pauză și colegii la știri vor prezenta headurile. Vom discuta, vom analiza tot ceea ce a spus în acest început. I-a spune eu fulminant de emisiune. Cred că sunteți primul invitat care vorbiți despre această pandemie, despre această criză, din perspectiva omului care vrea să fie lăsat în pace și în egală măsură îi respectă pe ceilalți. Primul om care vorbește despre frică și despre o anumită alienare care a cuprins societatea în general, lumea, primul care vorbește despre faptul că trăim vremuri grele și că nu mai putem să socializăm și ceea ce e mai important, trăim vremuri în care oamenii sunt învrăjbiți unii împotriva altora. Sunt teme suficiente pe care aș vrea să le dezvoltăm după această pauză. Continuăm emisiunea noastră. Marian Munteanu în studiourile Alev News, la Marius Tucă Show. M-a surprins foarte tare discursul dumneavoastră, pe care nu neapărat îl împărtășesc, dar e unul curajos și pe care nu l-am auzit. Adică ce a fost așa curajos? Păi, de exemplu, asta, domnule, haideți să le luăm pe rând. Nu, asta cu respectatul se înțelege. Sunteți un tip democrat când democrația nici nu... Sau erați un tip democrat când democrația încă nu ajunsese în România. Și aici nu vă laud pentru că știu caracterul dumneavoastră. E un caracter puternic și un caracter care a fost înmuiat în timp. Aș fi vrut ca revoluționarul de serviciu, cu ghilimele de rigoare, să fie întotdeauna Marian Munteanu. Adică vreți o revoluție. Eu vreau o revoluție în fiecare aveți zi. Aveți grijă ce vă doriți. Dar acum putem discuta amândoi, că acum aș vrea și eu să fac revoluție, nu numai dumneavoastră. Păi să le luăm pe rând. În primul rând, ceea ce spuneți, da? Că nu vreți să vă duceți la ATI, vreți să fiți ultimul pe listă, vreți să muriți acasă. Însă nu. Oamenilor le e teamă și oamenii vor să ajungă acolo. Păi nu. Dar ca să precizăm, să înțeleagă foarte limpede. Știu că principala chestiune legată de această avalanșă de, nu știu, infectări, este că se supraaglomerează sistemul. Eu, de exemplu, mă ofer voluntar și mai cunosc și alți oameni care se oferă voluntari, să renunțe la acest privilegiu. Să fim ultimii, ca cei care, într-adevăr, au... Eu cred că e o formă normală de întrajutorare socială, până la urmă. Și pe această logică, cred că ar trebui să meargă. Ca oamenii să se ajute unii pe alții. Să găsim soluții în așa fel încât nu numai doar să conviețuim împreună, și să ne fim de folos corect unii altora. Cred că ăsta este obiectivul care ar trebui să ne anime. Nu numai ca, știu și eu, simpli oameni într-o vecinătate, ci ca membrii a unei comunități naționale, statale, în statul acesta, România, în care totuși depindem unii de alții, din multe puncte de vedere. Și poate că și politicienii noștri ar trebui să facă eforturi mai serioase în direcția asta, pentru că de multe ori ei se lasă mânați de niște interese pe teme foarte scurte. Ce să facă domnul Munteanu, politicienii? De exemplu, politicienii, prin natura lor, prin instinct, e când văd că există o oarecare, nu știu, ceartă în societate sau se formează niște grupuri sau tabere, imediat încearcă să folosească acest conflict, da, pentru că instinctual politicianul vrea cumva să capteze un grup. Poate ar trebui pe tema asta să nu mai existe
această abordare. Să fie de o parte și de alta. Da, ar trebui să... Sunt multe alte lucruri în care ne putem împărți opiniile, opțiunile, ideologiile și așa mai departe. Însă astea sunt chestiuni mult prea importante și mult prea grave, mai ales că ne aflăm noi ca țară, cumva integrați vrând nevrând într-un front enorm al unui mare război. Este un război evident la nivel planetar care țintește o transformare a societății moderne. Sigur, în primul război mondial am avut cumva noroc. Am ieșit bine. În al doilea n-am mai avut noroc. Nu am mai avut noroc deloc, din potrivă. Vedeți, acum tot suntem într-un asemenea război și politicienii... Suntem într-un asemenea război? Sigur că da. Mai catastrofat decât celelalte. Domnule Muntean, politicienii de azi nu mai au nicio legătură cu politicienii de acum 10? Nu mai vorbesc de 20 de ani. Și dumneavoastră vorbesc de meritocrație în general, da? Bun, bun. Păi, mediocritatea este la ea acasă aici. Dincolo de... Bun, vorbim de principii. Hai să nu ne mai referim la asta. Cum vedeți dumneavoastră că politicienii români o să vină să spună, o să aibă grijă și de oamenii care gândesc liber și vorbesc ca dumneavoastră și au un discurs în care îl respectă pe celălalt, dar îi roagă pe celălalt la rândul lui să fie lăsat în pace? În primul rând, să fie cumva temperată această agitație sterilă, care face mai mult rău decât bine. De către cine să fie temperată? De politicieni? Sigur că da. Că și eu glumiți, domnule Munteanu. Serios. De ce să glumesc? Pentru că toate mesajele lor sunt într-o singură direcție. Mai un pic și ne trag de urechi și ne bat și așa mai departe. Aici, știți bine. Aici eu știu asta și totuși încerc să sper... Ne-a scris cineva? Da, m-a scris cineva. Da. Cine ne-a mai scris? Un privitor. Sper că e un privitor constant, nu numai așa când veniți dumneavoastră în studio. Deci, dincolo de interesele imediate, acești politicieni cred eu că pot face un efort să depășească spaimele astea imediate. Nu vor face asta. Haideți să vă spun ceva. Ceea ce spune asta mi se pare esențial. Și anume, domnule, eu îi respect pe ceilalți. Și ies pe stradă, dacă am voie să ies pe stradă, și pentru că îi respect pe ceilalți, por mască, îmi pun și costum pe mine. Stau la distanță, eu ocolesc și așa mai departe. De ce credeți că tocmai asupra oamenilor de felul ăsta, care îi respectă pe ceilalți, care nu vor să intre în niciun fel de conflict, păstrează distanța, se spală pe mâini, ca să folosim toate aceste clișee, sunt cei mai atacați? Este o insistență la nivel planetar pentru introducerea unui alt mod de viață. Eu înțeleg această insistență, ea este mult peste nivelul nostru decizional. Sunt forțe mult mai mari care sunt angrenate în această încreștare. Eu cred că trebuie să procedăm, cum am mai procedat în istorie, cu înțelepciune. Nu o să fim noi aia care stricăm regulile mondiale, dar le putem aplica cu mai multă inteligență. Adică nici să nu facem exces de zel, cum era pe vremea lui Ceaușescu, să raportăm nu știu ce recoltă la hectar, numai ca să arătăm noi bine că... Suntem gata să ne încadrăm în trendul general, să nu avem niciun pic de inițiativă, niciun pic de... Ca să ai inițiativă și ca să poți să rezolvi anumite lucruri, trebuie să ai o brumă de suveranitate. Ea a fost abandonată. Asta a fost politica statului. De 30 de ani. Deci nu există politică de suveranitate în România. Hai să-i spunem limitată. Bine, nomina odiosă, nu mă refer neapărat la conceptul lui Brejnev. Dar ceva în sensul ăsta. S-a renunțat la anumite, spre deosebire de Polonia, uite. În Polonia totuși există o suveranitate, zic eu, destul de consistentă. La și noi în Ungaria, la fel. Da, la noi, sigur, și în Ungaria. La noi s-a mers pe o altă linie. Mă rog, pot să înțeleg și asta. Așa s-a procedat, este un pic cam târziu acum, azi, mâine. Să schimbăm. Asta nu se schimbă de pe zi pe alta. Bun, haideți să ne întoarcem la conviețuire și la respectul față de ceilalți. Despre asta este vorba. Eu înțeleg putem că se conviețui? Sigur că da. Spre ce ne îndreptăm? Se promovează la care sunt regulile pe care mondial, ar trebui... o îndepărtare din asta socială. Mă rog, noi am putea găsi soluții interne ca să putem trece peste valul ăsta, pentru că să știți că se va rezolva și la nivel mondial. Nu să rămână lucrurile așa. Eu am convingerea că rațiunea și valorile fundamentale ale firii, ale naturii umane, vor învinge până la urmă. Iar libertatea este o componentă esențială, fără de care nici ne putem imagina o societate omenească normală. Sigur că am trăit în istorie
decenii de dictatură comunistă sau nazistă, cum a fost în alte părți, asta nu înseamnă că trebuie să le reluăm. Doamne, eu tocmai am speranța că am învățat cu toții din ceea ce s-a întâmplat în istoria recentă. Ne paște pericolul ăsta? Suntem sigur, sigur că da. Sigur că da. Nu poți impune unui om, cum să spun, ce să facă cu corpul lui. Asta este o intruziune inacceptabilă. Inacceptabilă. Și am ajuns aici. Da, suntem foarte aproape. Și acest lucru trebuie oprit. Se pot găsi soluții ca oamenii care au o altă viziune, chiar și în America. Sunt foarte multe state în care, de exemplu, opțiunea religioasă este un criteriu suficient pentru ca o persoană să spună, eu nu vreau să trăiesc în felul ăsta. E dreptul meu, garantat de Constituție, garantat de lege. Adică acum ce facem? Ne asmuțim unii împotriva altora numai pe motivul că nu știu ce propagandă îmi spune mie că dacă nu trăiesc așa voi fi nefericit. Uite că trăiesc foarte bine altfel. Păi uite ce spune CEO-ul de la Pfizer. Spune că antivacciniștii sunt criminali care au luat milioane de vieți. Păi totuși vine CEO-ul de la Pfizer. Dar cine da? E CEO-ul de la Pfizer? Păi uite, îl cheamă Albert Bourla. Să fie sănătos. Oameni care răspândesc informații false așa. Cu privire la vaccinurile anticovid sunt criminali și au luat milioane de vieți, spune CEO-ul de la Pfizer, Albert Bourla. Să ne înțelegem, noi nu răspândim niciun fel de informații cu privire la niciun fel de vaccin. Domnule, și, dacă ar fi, și dacă ar fi așa? Nu, dar și dacă ar fi așa, să spunem. Sigur, da, abordarea asta așa nazistă este foarte stranie. Știi? Adică dacă... Cam socialismul științific. Ține-te, dacă încălcai principiile socialismului științific, prindeai 5 ani de închisoare iute, că așa era în lege. Contraveneai regulilor marxismului. Adică că nu suntem, totuși, încă suntem într-o lume, zic eu, guvernată măcar de principiile din Declarația Universală a Drepturilor Omului. Sper că nu se va renunța la declarația asta. E un document fundamental care statuează limpede care sunt drepturile și libertățile cetățenilor acestei planete. Asta e tot ce doresc, nu vreau mai mult. Dacă unii optează pentru un anumit comportament, uite, vă dau un exemplu. Unora le place un anumit regim alimentar. Dom'le, mănâncă săraci, nu se mai opresc. Păi ce trebuie să fiu supărat pe ei? Păi, oamenii așa se simt bine. Alții nu știu ce fac, alții își petrec timpul într-un alt mod. Foarte frumos. Nu înseamnă că tot ceea ce eu consider că este bun și sănătos trebuie să fie îmbrățișat de toată lumea. Și în niciun caz de către niște, între ghilimele, autorități de tipul ăsta. Nu, și impunerea celorlalți ceea ce îți place ție. Asta este... Păi, nu vedeți că, de fapt, ceea ce îndepărtează pe mulți oameni, chiar de tratamente, până la urmă, absolut, utile... Absolut, este această impunere. Exagerarea asta. Te sperii. La un moment dat, nu se pute că e ceva necurat la mijloc. Prea o zic cu foc. Prea sunt disperați. Prea e o isterie. Păi, am văzut tot felul de critici literari, tot felul de ăștia care urlau în articole de alea. Speriați. Criminalilor, vaccinați-vă, domnule, alo. Nu sunteți cu capul, fraților, mergeți la un psiholog, dar liniștiți-vă. Vedeți? Și eu sunt făcut, pentru că stau de vorbă cu dumneavoastră despre toate astea, foarte relaxat, antivaccinist. Păi, nu mi s-a întâmplat odată când să fiu făcut așa. Noi vorbim despre principii, drepturi și libertăți. Exact. Fiecare să trăiască cum dorește, să se vaccineze. Foarte frumos. Și încă o dată spunem, ca să nu fim atacați, luați la pietre când ieșim din studio, glumesc, bineînțeles, ne interesează drepturile celorlalți și le respectăm. Absolut. De la drepturile și libertățile lor până la protecția lor, așa cum spuneați, păstrând distanța, sigur. Unde purtând masca. Sigur. Uite să vă spun un lucru și îl precizați dumneavoastră la început. Am văzut oameni care în plină vară, pe străzi aproape pustii, erau cu masca. Atenție, masca nu era obligatorie. Și m-am uitat prima dată, să spun cu suspiciune, nu pot să spun că răutate, că nu prea mă caracterizează de ură niciodată. Și după aia am stat și m-am gândit, dom'le, e dreptul lor. Da, sigur că nu mă deranjează cu absolut nimic. Nu mi-încalcă niciun drept, nimic, nicio libertate și e dreptul lor. Dar eu am avut sentimentul ăsta de a mă uita, măcar urât la ei, tocmai plecând de la această învrăjbire permanentă. Da, da, sigur. Că în mod, în mod normal... Oamenii erau... Nu, dar sunt oameni care poate au și alte probleme de sănătate. Absolut, nu mai vorbim despre asta. Și aici poate e un subiect asupra care ar trebui să ne oprim un pic. Dom'le, sunt multe alte boli pe lume, nu doar COVID-ul. Sunt oameni bolnavi care au necazuri mari și care efectiv mor cu zile pentru că toată lumea vorbește numai de un singur lucru. Adică nu se
totuși, unde mai e compasiunea? Unde mai e întreajutorarea? Îi lași pe aia să moară pe acolo pentru că nu știu ce, n-are vaccinul respectiv. Când îl tratează pe bolnav? Puneți mască, puneți mănuși. Adică gândiți-vă că pot fi situații cumplite, accidente. Acum ce fac? Nu-l duc pe la accidentatul că stai să văd dacă e vaccinat sau nevaccinat. Adică, nu se... În principiu, toate aceste cazuri care țin de urgență sunt primite. Adică, încă. Da. De ce spuneți încă? Păi nu știu. Trendul, ca să zic așa, pe care se merge, în unele puncte, capătă niște cote de alarmă. Efectiv de alarmă. În sensul acesta. Fără niciun fel de, cum să spun eu, până la urmă, știți aia cu sfatul medicului. Domnule, medicul îmi dă un sfat, nu îmi dă un ordin, domnule. Da? Medicul îmi dă un sfat, preotul sau rabinul îmi dă un sfat. Dar nu mi-impun ei mie în ce să cred, ce pastile să iau. Dacă nu vreau să le iau, nu le iau. Mor. Stai puțin. Până la urmă, orice persoană, mă refer, orice adult, nu? Are drept suveran asupra propriei sale ființe. Cu condiția doar să nu facă rău altora. Păi că nu fac niciun rău nimănui. Îngrijitor ce se întâmplă cu copiii. Aici, într-adevăr, e o problemă. Că se pare că există așa un curent că vor să impună părinților anumite tratamente sau intervenții asupra copiilor lor. Ceea ce iarăși este inacceptabil. Adică să-și facă vaccinul. Da. Eu nu cred că este acceptabil așa ceva. De ce? Pentru că nu este o chestiune clarificată. Toată această avalanșă media, tot acest turbion, nu face altceva decât să sporească neîncrederea. Și ea devine legitimă neîncrederea asta. Nu mai poți să mai ai încredere. Vă spun sincer, eu personal am mari dubii cu privire la eficiența multor lucruri pe care le văd promovate. Dar până la urmă eu iau decizii pentru mine. Niciodată n-am să mă apuc să fac eu pe medicul să-i spun cuiva, băi, aia mi se pare bună sau nu. Nu am calitatea asta. Tot însă ce pot să semnalez este un dezechilibru de abordare pe care sigur îl semnalez cu armele antropologului, observatorului politic, pentru că totuși lucrurile astea mai le știu. Pot să-mi dau seama când se pune la cale o campanie, din ce puncte pleacă, ce indivizi apar pe acolo, ce interese atrag după ele, ce adică mișcări... le citiți. Păi, mai ne ocupăm și cu d-astea, nu? Știi? Ce consecințe economice rezultă din chestiunea asta? Ori aici nu mi se pare tocmai fair, ca să spun așa. Și repet, argumentul suprem. Pe toți acești binevoitori îngrijorați de soarta umanității, nu i-am văzut intervenind în chestiuni care ne sufocă viața. Sute de mii de mesaje audio-video care bagă lumea în nebunie. Tot felul de lucruri pentru copii, care îi fac pe copii să fie orice, numai copii normal. Nu. Alimente stricate, mâncăruri chimizate până la extrem. Zic, voi chiar nu vedeți că peste tot se petrec lucruri de asta? De ce nu vă înghesuiți un pic să ne mai însănătoși în viața la mai multe capitole? Că dacă aș văzut frământarea asta, poate aș fi căpătat încredere. Dar nu văd. Știți cum era bancul ăla cu aia de spunea, domnule, ăștia sunt nebuniți cu încălzirea globală. Au venit cu 500 de avioane, dar nu puteau să vină într-un avion toți. Păi zic, unde sunt emisiile de carbon, de gaze? Adică nu puteau să lua un avion tot frumos, să veniți cu avionașul. Trebuie să fie fiecare jet privat? Păi nu știu. Nu știu, de grijă. Adică grija corect, era atât de mare. Dacă și... tot îi, da. Cum se cheamă, da. Cu ceva cu F... Da, fezandează grija. Exact. Atunci de ce nu vin toți cu un avion? Da, deci ipocrizie. Ipocrizie la nivelul cel mai înalt. Da, da. Trebuie să ne oprim pentru publicitate și după aceea discutăm despre, a spus la o emisiune, despre big picture. Mm. Pentru că dumneavoastră credeți că... Adică despre alianța PNL-PSD. A, este little picture, nu. Pentru este vorba big, despre ceea ce se întâmplă în lume, pentru că dumneavoastră știu ce credeți, în mare, de-aia vreau să-mi spuneți în amănunt, apropo de ceea ce se întâmplă în lume, credeți că e un plan bine pus la cale, nu? Da, după publicitate, nu spuneți acum. Pentru că tot discutăm despre atât de multe lucruri interesante și profitând și de prezența domnului Munteanu, v-aș ruga să ne adresați întrebările voastre, părerile voastre despre
tot ceea ce am discutat până acum, la 0747 800 800. Uite, îmi scrie un domn, bine, mi-a scris așa în timp, domnule, tu că sunteți antivaccinist, dar nu asta e problema. Sunt nedumerit de ce negați. Da, nu sunt antivaccinist, deci nu mai scrieți asta că nu sunt. Dar sunt pentru dreptul fiecăruia de a alege dacă se vaccinează sau nu. N-am spus niciodată că sunt împotriva vaccinului, nici n-am încurajat oamenii să nu se vaccineze, nici nu i-am încurajat, nu i-am descurajat ca să se vaccineze, nici nu i-am încurajat să se vaccineze. Pentru că eu cred că este alegerea fiecăruia, mai ales într-o lume bolnavă în care trăim. Ce spune domnia sa mai departe? Problema drepturilor și libertăților nu e despre vaccin. Am vorbit noi despre asta? Că i-ar fi dreptul? Nu. Am zis că e dreptul fiecăruia să se vaccineze. Apropo de ce spuneați, o secundă. E despre certificatul verde. Problema impunerii lui ar trebui să o discutați. Da. În ceea ce privește certificatul verde, o să-l întreb și pe Marian Munteanu, dar eu sunt pentru certificatul verde exact așa cum este în Occident. Da? Fără nicio problemă, vreau să existe și în România certificatul verde. Adică, toți cei care de călătorie, în primul rând, și anume pe certificatul verde, sau să poată călători cei care au certificat verde și, mă rog, să umble și așa mai departe, dacă și-au făcut vaccinul, dacă au trecut prin boală sau dacă au un test. Ați înțeles? Vă rog. Ideologiile de cele mai multe ori au nevoie de niște mici criterii, niște mici embleme pentru a polariza oamenii. De exemplu, Steaua Dinamo. Da, un exemplu. Sau clasa muncitoare versus exploatatorii. Știți că au fost milioane, sute de milioane de oameni învrăjiți de abureala aia că comunismul luptă pentru binele clasei muncitoare. Era complet fals. Era exact pe dos. Pentru că aia care au venit după exploatatorii, aia răi, i-au nenorocit total. I-au băgat prin pușcării, i-au pus biciu pe ei. Adică, vedeți... I-au lăsat în întuneric. Păi, sigur că da. Și așa mai departe. Oamenii ar trebui să fie mai atenți la acești apologeți ai certificatelor, ștampilelor, hârtiilor, și să nu renunțe cu atâta ușurință la drepturile lor. Asta e tot. Pentru mine, personal, e din ce în ce mai puțin important. Pentru că am ajuns la o vârstă la care nu mai mă va afecta foarte tare. Deci nu pot să stau izolat la țară foarte bine și foarte liniștit. Nu trebuie neapărat să călătoresc nicăieri. Dar hai să ne gândim totuși la copiii noștri, la viitorul lor. În ce lume vor trăi? Într-o lume care ai nevoie de banderolă de aia sau, Doamne ferește, de un altfel de însemn, cum se punea cândva unor oameni pentru simplu motiv că erau altfel decât ceilalți. Adică astea sunt lucruri cumplite pe care ar trebui să le evităm și să, potriva cărora, ar trebui să ne opunem, zic eu, cu vehemență. Pentru că nu este admisibil. Și apropo de lumea în care trăim, pentru că ați început cu asta, da. Și e foarte important. Mai există dialog? Există alienarea asta a izolării, a fiecăruia în fața laptopului, a calculatorului, pe rețele de socializare? Pe de o parte, dar există niște trompete care amplifică niște urlete. Pe toate, ca și aceste amplificări nu sunt spontane ale unor oameni, nu știu ce, îngrijorați. Nu. Sunt puse la cale, ziceți. Sunt puse la cale, mă cert, haideți că... Am mai discutat o dată la o altă emisiune despre o temă asemănătoare. Știți foarte bine cum se fac lucrurile astea, da? Sunt rusturi care, în momentul în care s-a apăsat pe buton, reverberează mesajul, că n-au ce face săracii, înțeleg. Și dacă privitorii noștri se uită cu mai multă atenție, ar acorda 2 ore din viața lor, se uită la toate reclamele, la toate posturile, 2 ore. Și se vadă ce reclame sunt și o să vadă de unde vin banii. Și întotdeauna, când știi de unde vin banii, înțelegi cum stau lucrurile. Acolo sunt interesele. Ori eu totuși merg pe ideea că interesele trebuie să țină cont de libertatea persoanei, de drepturile omului. Am acest romantism permanent să cred în libertățile și drepturile persoanei. Sunteți... Incorigibil. Incorigibil, nu vreți să vă schimbați. Da, și nu vreau să mă schimb. Da, lumea se îndreaptă spre ceea ce vorbeam? Sigur, spre limitări. Sunt dispus să accepte niște limitări. Bun. Sub diverse pretexte. Mi-e greu să cred că e o chestiune pusă la cale.
E adevărat că dacă la început s-a vorbit despre faptul că acest virus este făcut în laborator sau măcar scăpat, nu prea vrea informație. Acum sunt înclinat să cred asta. Apropo de ceea ce pare la început o conspirație și încet, încet, au fost câteva lucruri care s-au confirmat până la urmă că au fost cu total adevărate și nici vorbă de conspirație. Îngrijorătoare sunt reacțiile când se aduc în discuție neclaritățile astea. Ele au o vehemență care, de fapt, indică... Te pune pe gânduri. Păi, sigur că dacă, că dacă ar fi o greșeală, ar râde, mai ai dumneavoastră prostile. Dar prea s-a râs sus. Când le spui. Deci, dumneavoastră, eu spun că e greu de crezut. Ca pe lângă faptul că oamenii, copiii, tinerii, sunt pe rețele de socializare, că se întâlnesc mai mult acolo decât în realitate, da, în viața de zi cu zi, și dintr-o dată vine o chestie care amplifică asta. Sau de izolează și mai mult oamenii în general. Aici intervine responsabilitatea autorităților. Păi lăsați autoritățile. Credeți că este pusă la cale? Chiar dacă ar fi pusă, autoritățile într-un stat au datoria, printre altele, să vegheze și cu privire la aceste fluctuații sau aceste excrescențe. Nu să vină să le amplifice ei cu tot felul de indivizi pomădați care apar și zbiară pe acolo. Nu așa ajuți un popor. În primul rând trebuie să prezinți lucrurile cu calm, cu seriozitate, cu argumente. Ori ei promovează isteria. Nu se poate asta. Autoritățile aici ar putea interveni și sper să și intervină cât mai curând. Să liniștească lucrurile. Și atunci și toate celelalte chestiuni vor fi rezolvate. Mult mai simplu și mult mai decent până la urmă. Vedeți, faptul că inflamările astea apar cu atâta stridență indică cu precizie dorința unora de a obține niște obiective, atinge niște obiective care nu au legătură cu... Știți cum e ca aia cu homosexualii? Vreau să credeți că aia care făceau agitația despre acești oameni care au probleme săraci de integrare socială și mai departe, le pasă de soarta lor? Nu interesează absolut deloc. E o temă prin care poți introduce într-o societate un anumit tip de conflict, o exploatezi. E simplu ca bună ziua. E ca aia cu clasa muncitoare. Nu le pasă, domnule. E o tehnică pe care o pot respecta, pentru că e derulată de forțe consistente. Dar asta nu înseamnă că trebuie să înghițim chiar toate hapurile așa și să stăm plângând în pumni. Nu. De ce pusă la cale sau nu? Pe direcțiile mari, eu cred că există o voință care deci a intervenit. Deci o strategie, da, care s-a pus. Cred că au intervenit câteva elemente. Se văd foarte limpede. Și există și consecințe. În primul, hai să luăm simplu, economice. Eu m-aș bucura să fie doar alea. Poate să fie vorba de bani. Că s-au făcut niște bani din chestia asta super. Dacă e doar un business, ok. Niște băieți au reușit să câștige câteva zeci de miliarde cu chestiunea asta. Dacă ar fi doar asta, Doamne ajută. Ce nu-mi place însă, ce nu-mi place, e că lucrul ăsta afectează foarte mulți oameni și afectează în mult mai multe puncte. Nu doar la buzunar. La sănătate, la stabilitate socială. Primul, la viața lor. Asta e urât. Adică, cum spunea cineva, domnule, așa cum nu știi ce e în Coca-Cola și o bei, la fel nu știi ce e în serul ăla, de ce să nu-l iei? Păi același lucru până la urmă. Hai să nu-l mai luăm, nu mai iau băutura aia. Nu știu de coca, de oricare. Apă. Uite, vezi, eu sunt un individ retrograd, de ăsta paseist, vreau apă de izvor. Ce ziceți? E mai bună sau mai rea decât cola? Hai să dăm un pariu că e mai bună. Apă de izvor? Dar normal. Și oamenii de știință de data asta nu o să poată să zică nimic. Da? Că n-au credeți? Ce... Da, n-au ce să zic. Vorbesc despre poluare, despre faptul că... Păi nu, întotdeauna am comparată cu licorile. Deci iată că se pot face lucruri, deci pentru... Deci una dintre direcții e economică, da? Una este, asta este sigură. Și alta? Alta e politică. De ce? În ce sens? Pentru că anumite grupe și categorii sunt concentrate în niște zone, să spunem, socio-profesionale, care brusc capătă o preponderență, un ascendent. Știți? Adică m-a venit ca un soi de partid. Cu... Adică partide care se nasc din pandemie. Între ghilimele, nu sunt partide. Între ghilimele. A. Grupuri de interese, oameni atrași într-o anumite zone de interes, oameni care brusc le cresc veniturile foarte tare și devin receptivi la tot ce înseamnă asta, pentru că, uite, li se dau o grămadă de bani. Nu prea e frumos ca etică profesională, dar
sunt și ei oameni, îi poți păcăli pe oameni. Mulți dintre ei sunt săraci și vulnerabili. Să facem un salt în timp. Etica profesională, să știți că e o chestiune care mi se pare că... E abandonată total. Nu total. Că pe sunt, unde? Știm, sunt oameni și medici. Și... Sunt, e adevărat, da. Adică, putem generaliza, adică dar... Adică eu am trăit situația halucinantă în care pe targă intrând asistentele medicale din linia întâi mă scuipau și mă loveau peste răni. Știți? Erau în linia întâi. Dar asta niciodată nu m-a făcut să generalizez. Pentru că a știut că există oameni săraci în direcția, dar există și profesioniști. Problema este cum să facem... Care v-au tratat și v-au făcut bine. Bineînțeles. Oameni medici, oameni și la care locul lor și normal. Îi jurase lui Hipocrat? Problema, exact. Problema unei administrații statale este să facă în așa fel încât în aceste poziții trierea profesională să ducă cât mai mult posibil, că perfecțiunea nu există. Și se face asta în România? Pe asta reproșez eu un pic onoraților noștri conducători, că nu prea se ocupă de chestiunea asta. Mie mi se pare vitală. Ea că am fost abandonată. Pentru că tot a venit vorba de momentul acela din 90 în care ați fost bătut, dar până să ajunge să fiți bătut, ați fost liderul pieții universității. Ați ținut acolo nenumărate discursuri, cred că le-am citit pe toate, le-am auzit, am văzut nenumărate filme. Hai să ne întoarcem în timp. Și l-aș ruga pe Marian Munteanu să-mi spună ce, cu mintea de acum, normal, ce ar spune și n-a spus atunci în piața universității. Dacă aș avea mintea de acum, probabil că nu mai aș fi dus acolo. Stăteam acasă și îmi vedeam de treabă. Nu pot să cred că a spus asta. Ba da. Probabil că n-aș. La vârsta mea de acum să mă duc acolo, asta e o treabă de tine. Nu. Ne întoarcem în timp. Să am așa printr-un miracol. Da, să ne întoarcem. Probabil că cu mintea de acum, oricum răspuns e același, că nu v-ați mai duce acolo. Da, nu. Probabil că aș fi intervenit. Am avut un prea mare respect, greșit, pentru generația mai vârstnică, pe care am creditat-o cu mai multă înțelepciune decât avea. Și care a profitat de tot ce s-a întâmplat acolo. Probabil că aș fi putut crea mari neplăceri în zonele politice. Da, eu chiar am rămas surprins. Pentru că țin minte că am făcut un interviu împreună în perioada aia și nu neapărat că erați resemnat, dar nu v-a mai interesat ce s-a întâmplat după piața universității. Păi dintr-un motiv foarte simplu. Păi de ce? Pentru că nu poți crea o refacere națională fără un corp semnificativ de oameni pregătiți și implicați. Dacă ea nu sunt și sunt cam la același nivel. Așa simți că nu există această... Nu că există, dar era un felul ăla. Adică nu era mare diferență că erau din partea aia sau din partea aia. Adică era tot aia. Tot ce o apă și un pământ. Nu chiar. Mai mult sau mai puțin. Au fost câțiva de bună calitate, dar erau puțini. Și atunci, domnule, ce rost are să intervin eu într-o zonă în care 80% gândesc în direcția asta? Să fiu o gică contra permanent. Și atunci nu v-a mai interesat pentru că ați intuit că sunt oameni de felul ăsta? Într-o prima fază, este posibil, noi poate mă înșel eu. Deși aveam argumente puternice din partea unor oameni mult mai înțelepți și mai vârstnici ca mine, că nu greșeam. Dar am zis, totuși greșesc eu. Poate dânsi oamenii ăștia... politici aflați în deplinătatea puterilor lor, ceea ce gândesc ei este mai bun pentru România. N-are rost să țin o vânzoleală permanentă, să creez o mereu gălăgie pentru care partid și care este, care nu câștigă. Să vedem ce aleg oamenii. Uh-huh. Am văzut. După aceea, în câteva momente foarte rare, am încercat să mă implic, zic eu, cu niște propuneri de soluție. Și niște proiecte punctuale. Niște proiecte punctuale. N-au interesat. Dar uite, mie mi-a căzut fața pe românește în momentul în care v-am întrebat dacă v-ați întoarce în timp, cu mintea de acum ce ați face, nu v-ați mai duce acolo. Mie, bătrânul, tu ți-a spus asta. Du-te acasă. Păi zic, ce să facem, domn profesor? Nu pot să vă... Adică pot să vă spun. Când a zis asta? În 24 mai 90. 90, după Duminica Orbului. După vot. Păi nu, domnule, dar nu se poate... Ați vorbit cu el atunci? Dar cum să nu? Și? Și l-am și înregistrat. Și ce mi-a zis? Lasă-i să geamă. Zic, domnule, nu se poate că o să... România se va duce la vale. Lasă-i să geamă.
Și du-te acasă. Du-te acasă, că nu poți să faci nimic acum. Asta e direcția pe care mai lucrez. Dă-ți seama, bine, sigur, capacitatea lui de analiză, de observație. Și intuiția era incredibilă până la urmă. Bazată pe experiență, uriașă. Absolut. El a spus că ăsta e mersul, gata, e clar că acolo se duc. A mai spus și lucruri mai greu de reprodus la, la o emisiune de televiziune. Adică i-a înjurat pe câțiva. Și a spus că nu ăștia nu o să facă nimic. I-a înjurat pe câțiva dintre politicienii de atunci. Da, da. Și a spus, nu, sunt incapabili. Și nu o să facă nimic. Și... păi s-a dovedit că a avut dreptate. Din nefericire. Eu am sperat până în ultima clipă că greșește, că se înșeală. Dar, într-adevăr... din entuziasmul ăla sunt multe lucruri pe care nu le vezi atunci. Când ești tânăr... și tinerețe. Ai foarte mult wishful thinking, cum spun americanii. Tot se par posibile lucruri care, de fapt, sunt doar... niște iluzii. Iluzii. Și care nu sunt realizabile. Suția le vedea atât de clar. Le vedea foarte. A spus, da, e clar, că nu fac asta, nu fac asta. Și ați mai vorbit până la stingerea lui despre... puțin, că după aia s-a bolnăvit din ce în ce mai tare. A mai trăit un pic, dar nu mai... era suferind. Dar în dialogurile înainte de piața universității, pentru că vorbea și înainte, nu? Da. Și cum venea România înainte de 89? Înainte de 89 spunea că există un singur culoar pe care se poate merge și spunea că e vorba de PNL. Da? Prin 88 mi-a zis asta. De PNL? Da, de Partidul Național Liberal. Și mi-a zis că pe asta s-ar putea, cum e un culoar pe care s-ar putea face ceva, altul nu e. Deci, sfârșitul 87, începutul 88, perioada aia. Păi a avut dreptate. Uite, a venit acum se aliază cu PSD-ul. Vă spun. Face bine. N-are altă soluție. Și nu există altă soluție acum decât această alianță PNL-PSD. Problema e alta. Riscă mult mai mult PNL-ul. PSD-ul are o stabilitate internă mai mare și o să dea cu ei de pământ dacă fac vreo greșeală, rău de tot. PNL-ul joacă existența aproape. Dacă nu reușesc... ruleta rusească. Dacă nu reușesc să rezolve niște chestiuni în perioada asta, va fi foarte greu pentru PNL în viitor. Deci, da, nici nu are altă soluție în momentul ăsta. E cam singura soluție. După părerea mea, PNL-ul a comis niște erori de strategie încă de acum 5-6 ani. Da? Așa au hotărât. Care sunt? Au abandonat curentul conservator complet înainte de alegerile din 2016. Au încurajat chițăiala asta neomarxistă, useristă, care este sinucigașă pentru Partidul Național Liberal, adică te aliezi cu... partid al valorilor, al tradiției... cu extrema stângă! Doamne, iartă-mă! Adică, pe bune... în loc să încurajezi, cum au încercat câțiva oameni în vremea aia în România, bă, un curent conservator cu care există... să fie exact opusul. Nu, dar cu care ai niște elemente comune. Nu mai spun că PNL-ul avea inclusiv în statut în vremea aia și în platforma aia că sunt elemente de tip conservator, liberal-conservator, că avea o cale și ideologică de a rezolva lucrurile. Ca să atragi încrederea unor zone mai ample din populație. Nu rămâi pe un singur segment. Și l-a dezbătut la rupere cu așa zis și liberal de la USR. Numai liberal. Și ce credeți că a influențat Partidul Național de Liberal atât de tare încât să meargă în direcția useristă? Că practic... părerea mea este că elemente din exteriorul partidului i-au împins în direcția asta și asta e. Și se mai poate face ceva? Că acum ceasul au pierdut 5 ani. Bun, da. Măcar în ultimul ceas nu se mai face ceva. Păi se pare că au înțeles ceva. Am înțeles că îl dau afară pe domnul Ludovic Orba. Păi da, cum? El e cu USR-ul, cu USR Plus. Haideți, doamne. Nu e. Nu e? E o bătălie internă în partid. Păcat, pentru că totuși era un partid care ar fi putut să se dezvolte în perioada asta. Bun, dar acum spuneți că alegerea e bună, că se îndepărtează de USR Plus. Păi nu, structural mă refer. Ca atitudine reală, nu ca voce. Sau ca structural vorbim. Structural, da. Pentru că există... dacă trebuie să o facă, încă n-au așa, făcut-o. Păi n-au făcut-o. În România, singura grupare care încearcă să vină cu niște elemente din zona este AUR. Atât. Dar pe o zonă tot cumva asemănătoare cu USR-ul radicală, cu foarte multe acțiuni din astea vocale și așa mai departe. Eu mă refer la măsuri structurale, reale, politice, serioase, care să atragă din bazinele astea societății responsabile.
Nu numai nemulțumiri, că nemulțumiri e ușor să atragi. Atragi la fiecare ciclu electoral pe unii supărați, te mai votează și după aia te mai votează o dată sau nu. Adică trebuie să se meargă pe alcătuiri politice care să țină cont nu numai de niște realități sociale, ci și niște necesități. Pentru că astea nu sunt zonele conservatoare, nu sunt așa numai niște invenții teoretice. Ele se regăsesc în politicile care se pot aplica în România, efectiv. Da. În mulți oameni vii. Vă mulțumesc pentru emisiunea aceasta. Sunt foarte multe mesaje pe care mi le-ați trimis și vă mulțumesc. Îți mulțumesc ție, celui care te uiți la noi fiecare seară. Este important că unii dintre noi au curajul să spună ce gândesc. Mai ales în spațiu public. Are perfectă dreptate domnul Maria Muntean. Vezi, într-o propoziție simplă, cel care ne privește sau cea, pentru că nu s-a semnat, spune un lucru important și cu asta și spune. Este important că unii dintre noi au curajul să spună ce gândesc. Cam aici am ajuns. Mai ales în spațiu public. Da, că sunt riscuri. Eu fiind la pensie, nu mai am niciun risc. Uite, de data asta... Mesajele voastre la 0747 800 800. Ne întoarcem pentru ultimele aproape 10 minute cu Marian Muntean. Să uită lumea la dumneavoastră, domnul Munteanu. Le mulțumesc. O întrebare pentru domnul Munteanu, pentru domnul Maria Munteanu. Ce părere are despre faptul că Mustine de azi renunță cu ușurință la drepturile fundamentale? Mulțumesc. Într-un fel mă întristează observația asta, însă am trag nădejde că își vor reveni. Pe măsură ce se vor mai lovi de lucruri, de viață, de realități, eu am încredere în genul asta românească. Poate sunt un pic acum năuci așa, dar o să-și revină. Plus, eu știu cum unii chiar și-au revenit foarte bine. Mulțumim pentru invitatul minunat. Dor mi-era să-l aud pe domnul Munteanu, un om în adevăr. Și useriștii? Și ei oameni? Acum să nu, da? Acolo sunt anumite sigur? Confirmați? Absolut sigur, dar e o confuzie destul de gravă în mintea lor, dar cred că printre ei sunt oameni destul de cu un grad mai mare de luciditate care își vor reveni. De altfel, aceste semne se văd deja. O să-și revină. Păi să zice că n-au de ales. Există și o zonă de pragmatism care îi va face să înțeleagă că trebuie să ajungă la un român liber. Păcat că oamenii ca domnia sa stau deoparte, iar lichelele mișună pretutindem, precum spunea un înțelept. Suntem, cum spunea Iorga, un popor de oameni liberi. Și așa vom fi. Chiar dacă traversăm acum niște momente un pic mai dificile. Marian Munteanu. Domnule Marian Munteanu, nu te-au bătut minerii bine? Nu, ești prea lucid. Destul. Dar uite, un mesaj foarte interesant. Domnule Marian Munteanu, nu te-au bătut minerii bine? Ești prea lucid și ai și tupeul de a expune lucrurile în care credeți. E o ironie foarte fină și foarte adevărată. Da. Chiar și binele, dacă e făcut cu forța, poate deveni cea mai mare agresiune. Vaccinarea forțată condiționată, dar n-am ajuns acolo totuși. Este ca și un viol asupra conștiinței. Da. Teoretic seamănă cu dragostea, dar în fapt este un act penal. N-am ajuns acolo. Hai să fim... Bună seara! Apropo de anii 90, a apărut filmul Scara. Ce părere, domnul Munteanu, despre acest film? Mulțumim pentru invitatul minunat și pentru emisiune. L-ați văzut? Nu, am citit scenariul înainte de a-l vedea. Dar nu l-ați văzut? N-am apucat. Păi aveți timp. Un popor care alege politicieni corupți, impostori, hoți și trădători nu este victima, ci complice. George Orwell. Da, ce spuneți. Mulțumesc. E dură observația lui Orwell. Pe alocuri are și componente destul de corecte. Pe alocuri. Pentru domnul Marian Munteanu, în contextul în care după ultimele cercetări sociologice 67% dintre români și-au exprimat opțiunea pentru un partid cu valori tradiționale, familie, națiune, credință. Cum vedeți alegerile din 2024? Vă mulțumesc. Cred că nu vor fi departe de cele care au fost date. Dar puteți să fiți un pic mai optimist, că mai avem 2-3 minute.
Vă deranjează dacă ați fi un pic mai... Păi vorbirea mai devreme de gena românească. Nu cred că au timp. N-are gena timp, păi nu? Ca să faci o acțiune, adică ca să dezvolți, nu o faci. O acțiune suficientă și de puternică, ai nevoie de cel puțin 2-3 ani. Și nu văd ca partidele existente să dorească deocamdată să se apuce de treabă. Bună seara, duceți-l pe Marian Munteanu mai des. Îl aduc, dar el e mai mult... Mă rog. Nu că se plictisește. Nu, dar... Cum să zic, e acolo la țară, se uită, vede lumea printr-un ochean care e invers. Deci aduceți-l pe Marian Munteanu mai des. Scăpăm de nebunie și avem să ne îndreptăm. Din Italia, cu stima Costel. Să trăiești, Costele, să-ți dea Dumnezeu sănătate numai bine. Ce zice despre soarta PNL? Păi tocmai a vorbit mai devreme. Și cu această asociere, cum vede Marian Munteanu, ce se va întâmpla cu PNL-ul? Eu probabil va răzbi până la urmă, dar s-ar putea să iasă destul de zgâlțit din chestiunea asta, pentru că PSD-ul nu este un partid cu care să te joci așa. Duminica, un partid puternic. Duminica am fost la universitate și am plâns. M-am uitat la balcon și m-am întrebat ce o face Marian Munteanu. Asta ne lipsește acum, un lider ca dânsul. Și iată că azi îl văd aici. Respect, bună seara, am emoții. Bună seara, bravo pentru emisiune, mulțumim. Cum putem trece la discuții la fapte? Propuneri concrete de mobilizare pentru o societate... De ce râdeți, domnul Munteanu? Păi au fost nenumărate momente de mobilizare la vot. Bună seara! Cum putem trece de la discuții la fapte, propuneri concrete de mobilizare pentru o societate democratică bazată pe inteligență, nu pe prostia generalizată din aparatul statal? Dom'le, oamenii știu să scrie înainte de orice. Da, știu că oamenii își doresc aceste lucruri, să cu tot respectul și cu toată dragostea le reamintesc că toate aceste lucruri nu se pot realiza decât printr-o împreună lucrare a unui număr semnificativ de mare de oameni. Nu poate să facă 100, 200, 300. Asta e problema. Termopile cât se erau. Nu, da, și-au murit. Poftim? Și-au murit. Păi da, exemplul lor este sigur. Veșnic. Sigur. Noi știm că mint, ei știu că mint. Poate am murit și noi la vremea noastră odată. Așa este. Bine a zis. Ei știu că noi știm că mint, noi știm că ei știu că noi știm că mint și totuși continuă să mintă. Alexandre Solzhenitsyn. Mm-hmm. Mulțumesc. Ce facem atunci cu nouul FSN? Nu e nou. Dar nu e nou. Cum să fie nou? Dacă nu... Mititelul de... Domnul Munteanu, încercăm în aur, dacă nu, o nouă încercare. Fiecare om își va găsi probabil într-un partid sau altul o zonă... Că, părerea mea e următoare. Și au spun multora, băi oameni, dacă chiar doriți într-adevăr să contribuiți cu ceva la ridicarea acestei societăți, nu dai implicați-vă, frate. Asta e adevărat. Mai sunt patrioți în țara asta care să conteze? Sigur că sunt. Sigur că sunt. Marian Munteanu știe mai multe decât spune. Da. Păi poftim? Normal. Păi cum adică? Da, stați puțin. Păi stați puțin. Păi ce cum adică? Ce pot să fac? Să-ți vorbiți, să spuneți ce știți. Da, nu avem timp, avem un spațiu limitat. Da, avem timp, avem spațiu, da, avem. Avem valoare. Avem valoare asta, da. Sigur. Mai ales dumneavoastră aveți valoare, sunteți. Cu asta mă personalitate. Încerc să promovez valoarea și valorile astea fac dintotdeauna. Am avut un profesor și un bun care s-a chemat Adrian Ponescu și am învățat de la el asta. Probabil că fără să vreau neapărat să învăț, dar mi-am asumat-o într-un fel. L-ați avut în fața dumneavoastră pe Marian Munteanu, veșnic tânăr. Da, sigur. Un revoluționar mult mai înțelept. Da. Gata să miște mulțimile dacă ele vor fi adunate. Nu? Și Jefferson și Franklin au fost revoluționari, dar aveau vârste diferite. Da. Păi da, dar pentru mine Marian Munteanu are figura revoluționarului perpetu. Perpetu, da. Da, revoluționarului clasic pentru totdeauna. Da. Chiar dacă acum o leacă grizonat, o leacă de situație. Știți că era foarte amuzant că mai ales și din Occident, când se uitau la de noi ăștia, noi credeau că noi suntem de stânga.
Stătea... voi în piața universității. Da. Și când veneau pe acolo să le mâneau că de fapt noi suntem conservatori, erau tare dezamăgiți. Te vezi că încet, încet, Marian Muntean nu spune tot. Deci da. Conservator de atunci. Da, sigur. Da, declarat. De lui Pepe Carp sau de conservatorii? De lui Avram Iancu. A. Pe scria mare acolo. Închideți ușile că iese Marian Munteanu. Și tabloul era al lui Eminescu, deci mai conservator de atât ce putea să fie. Erau afișate. Avram Iancu, Eminescu, Crăișorul, Eminescu. Valorile spirituale în care tradiționale credeam, și așa mai departe. Da, România mare. Păi nu degeaba antropologul Marian Munteanu este conservator sau e conservatorul Marian Munteanu este antropolog. Adevărul că zona asta etnologico-antropologică a fost multă vreme dominată de cei cu gândirea asta, pentru că până la urmă e în fișa postului. Dacă îți iubești poporul și îl studiezi... Am depășit două minute. Am depășit două minute? Depășit două minute. Am înțeles. Mulțumesc, Marian Munteanu. O să fim sancționați. Ne vedem mâine seară. Până Doamne atunci... ajută tuturor. Doamne ajută. Până atunci, ținem aproape.